Fiecare a doua mașină de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență se află într-o stare deplorabilă. Cea mai veche autospecială de intervenție din cadrul IGSU are 66 de ani. Postul de pompieri din satul Cornești, raionul Ungheni, are în dotare 3 mașini care nu fac față solicitărilor zilnice. Automobilele funcționează, fiindcă noi le menținem. La cazuri mai grele, la incendii de proporții, ne vin colegii noștri din Ungheni, caută specială cu efectiv în ajutor. Acolo muncesc 3 pompieri care deservesc 25 de localități. Această autospecială are 41 de ani și este cea mai veche pe care o are în dotare postul de pompieri și salvatori Cornești. Cu ea, angajații IGSU intervin în orice situație excepțională. Mașina este acum în reparație după ce s-a defectat motorul. Acum, pompierii au la dispoziție alte 2 autospeciale care la fel sunt vechi și le dau bătăi de cap. Chiar și așa, pompierii din cadrul postului spun că încearcă să facă față la orice chemare. Cu asemenea automobile este chiar foarte greu, adică ele se mișcă foarte greu la deal. Zilul e bună, mașină tot cu regim sporit, dar e mare, n-ai un tintoar și o mașină care e mică și cu regim sporit foarte bine ne-ar prinde bine aici la post. Oamenii din localitate spun că ar fi necesar ca posturile de pompieri și salvatori să fie dotate astfel ca misiunile să fie îndeplinite cât mai rapid și cu succes. Aici o mașină de asta e pe nu știu câte localități și ar trebui un transport de nădejde. Pompierii am văzut parcă așa sunt tinerei, sunt oameni care așa corespund profesiei date, dar din mașină s-ar putea și mai bine. La pompieri și mai ales la salvare, tehnica e foarte veche față de poliție. Șeful IGSU susține că în 2024 urmează să fie achiziționate mai multe autospeciale datorită unui proiect finanțat de Guvernul Japoniei. Prevede achiziția și livrarea în Republica Moldova 910 autospeciale, vorba de 10 autoscări și 9 autocisterne de intervenție la incendii. Aceste autospeciale sunt planificate pentru a fi distribuite în 10 subdiviziuni din 5 localități din Republica Moldova. IGSU are în dotare 554 de autospeciale de intervenție, cele mai multe, 269 la număr, au câte 3-4 decenii, doar 41 dintre ele sunt mai vechi de 10 ani.